Care Murgia îl ține pe Mihai Bălașa de tricou. Ce greșeală! Nu a apreciat Murgia faptul că jucătorul celor de la Șepși n-avea nicio șansă să mai ajungă la acel balon. Îl ține de tricou, Bălașa cade la timp și iată pe Șepși la prima lovitură liberă a reprizei secunde, fiind atât de aproape să obțină lovitura de la 11 metri. Iată momentul în care mâna stângă a lui Murgia îl ține de tricou, este pe tricoul lui Mihai Bălașa. Da. Penalti, minutul 51. Penalti pentru Șepși. Paul Patache, extrem de nervos. N-ai ce căuta să faci un asemenea gest. Este foarte riscant. Da, indiferent cât vor vocifera băieții lui Marius Măldărășanu, Hermannstadt este taxată, este penalizată cu această lovitură de la 11 metri. Minutul 51. Penalti acordat de sistemul VAR la Sibiu. Șepși are șansa să marcheze în această seară. Nu garantează sub nicio formă această lovitură de la 11 metri și primul gol al partidei. Cosmin Matei este pregătit, este omul care execută lovitura de la 11 metri. Este un galben pe care îl vede pentru proteste. Paul, nu este Marius Toche. Paul Antoche, iată, primește acest cartonaș galben pentru proteste la decizia centralului. Cosmin Matei față în față cu Vlad Muțiu. Matei se concentrează și este gol, 1-0 pentru Șepși. Reușită în minutul 53, nicio șansă pentru Muțiu, care nu ghicește colțul. Execută sigur, execută serios și iată bucuria fanilor covăzneni. Din acest punct al poveștii, Hermannstadt va alerga după egalare cu siguranță, va încerca să aibă reacție, să revină în meci. Cosmin Matei, unul dintre jucătorii cu mare experiență din Superliga României. A ajuns la 31 de ani, marchează golul cu numărul 7 în tricoul celor de la Șepși în toate competițiile, meciul cu numărul 40 în această seară. Venit de la Dinamo, a trecut pe la Viitorul Constanța, pe la Genkir Birligi, a jucat și pe la Tromitos, la Astra Giurgiu puțin. Dar în...